astăzi să vă prezint o situație pe care cred că am întâmpinat-o foarte, foarte multe femei. O să iau telefonul și o să vă citesc un text pe care l-am scris acum, cred că, 2 ani de zile. Într-o seară în care eram la un eveniment la Sinaia, cântam acolo, și un om respectabil de peste 50 de ani mi-a făcut avansuri mai mult decât ar fi fost cazul. Suntem femei, ne place să primim complimente, dar când acestea sunt spuse într-un mod agresiv și deja depășesc anumite limite, avem o problemă. În general, oamenii care depășesc aceste limite nu doar că au o anumită vârstă, ci au și niște conturi destul de grase în bănci, ceea ce îi face să creadă că le este permis orice. Sunt femei care asta caută, însă cred că ar trebui să faceți diferența între noi și ele. Sunt sigură că multe femei au pățit măcar odată lucrul ăsta. Așa că am scris o scrisoare pe care cred că fiecare dintre noi, cele care am pățit măcar odată lucrul ăsta, am vrea să le o trimitem bărbaților din categoria de față. Dacă tu, cel care mă urmărește acum, ești un bărbat trecut de 50 de ani, în floarea vârstei, și dacă ai fost într-adevăr atras de titlul vlogului meu și ești curios să vezi ce se ascunde în spatele celor câteva minute de monolog care vor urma, te rog, adică vă rog respectuos, pentru că sunteți aproape de vârsta tatălui meu, să mă ascultați până la capăt. Dragă domnule, tind să cred că în decursul anilor ați acumulat suficientă experiență și ați ajuns la un nivel destul de avansat în ceea ce privește înțelepciunea, astfel încât veți putea înțelege ce am să vă transmit. Presupun că nu suferiți de lipsă de capital, având în vedere că sunteți interesat de dorințele unei femei de vârsta mea. Astfel nu ați fi putut spera măcar la ceva atât de crud. Și cred că înțelegeți foarte bine ce vreau să spun. Doar că, stimate domn, în lumea dumneavoastră plină de plăceri nerefuzate și de fantezii împlinite la un cont bancar distanță, existăm și noi. Cu toate că poate ne considerați doar parțial inabordabile, pentru că voi puteți avea orice în definitiv, sunt nevoită să vă dezamăgesc, cu toată stima. Noi, cele în care refuzați să credeți, vrem să vă rugăm să ne respectați. Să nu ne confundați cu cele la care sunteți nevoiți să lingeți unde au scuipat alții pentru a le câștiga. Înțelegeți și acceptați că modul subtil de a vă refuza nu este o invitație la încercări repetate, ci pur și simplu este o dovadă de respect pe care vă rugăm să ne întoarceți. Dacă vă refuzăm politicos, nu veniți ostentativ mai aproape de noi și nu încercați să ne puneți protector mâna peste umăr, ca mai apoi să vă alunece rătăcită spre a ne verifica dotările. Nu fiți lipitinoși. Nu cădeți impenibil. Acceptați existența noastră a femeilor care nu își aleg iubirea dintr-o grămadă de portofele îngroșate în peste jumătate de secol. Nu ne creați scârbă și nu ne dezgustați, vă rog. Normal că sunteți liberi să vă retrăiți tinerețea, însă dacă o femeie va dori să-și o piardă pe a ei, vă va da semne clare. Va fi inabordabilă, dar totuși deschisă. Vă va face să vreți să o câștigați. În niciun caz nu se va comporta respectuos, conform vârstei dumneavoastră, și nu vă va refuza subtil, retrăgându-se elegant. Dar nu cred că aveți nevoie de lecții pentru o îndeletnicire aprofundată de voi în ani. Cu stimă, o femeie care ai putea fi tată.